Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să vedem la Capricorn în dragoste pentru săptămâna viitoare. O supărare trecătoare. Supărare trecătoare. Vă caută cineva, vă urmărește, poate fi o persoană de care v-ați despărțit, poate fi aici în casă, vă văd multă dragoste, vă văd... O persoană care se comportă ciudat, nu știți de ce, care odată vă caută, odată nu. Aici văd că se comunică persoana de la care așteptați veste sau o să facă o mișcare. Arată că da, că o va face și că vă vrea această persoană. Deci dacă vă gândiți la o persoană nouă, dacă vă vrea sau nu, dacă veți avea relație sau nu, arată că da, că veți avea relație, că vă vrea această persoană. Un dușman, aici văd că sunteți în destin, că cunoașteți pe cineva și încet, încet crește relația, că luați o hotărâre împreună sau să fiți împreună. Un dușman constant, ca cineva care vă face rău constant. Nu știu, persoana asta e bolnavă, vă face rău constant. În serviciu sau... Văd că această persoană depune mult efort, multă muncă sau depuneți mult efort pentru a fi împreună. Sau pentru a vă înțelege, pentru că aveți un copil împreună. Poate să fie un ex, o exă. Aici vă văd multe probleme în casă, multe probleme de sănătate din cauza vrăjilor, din cauza unei persoane care v-a făcut ceva la un mort. Poate nu vi se potrivește, ascultați semnul ascendent sau lunar. În dragoste vă văd și rece și că... Poate nu mai aveți sentimente, nu mai aveți chef de dragoste, nu mai aveți chef din cauza sănătății, sau, da? Dar arată totuși, ce să vă spun, că veți cunoaște pe cineva și veți începe o relație. Veți începe să comunicați și așa. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.